Ne-am gândit să discutăm astăzi despre afecțiunile din zona abdominală, acele afecțiuni legate de pancreas, de colecist. Mai degrabă discutăm astăzi despre litiaza biliară, despre intervențiile chirurgicale, în aceste cazuri de urgență, și o să aflăm astăzi cât de important este să ne prezentăm la medic imediat ce apar primele simptome, pentru că se pot agrava foarte tare și urmările nu sunt tocmai ușoare. Dar despre aceste afecțiuni discutăm cu invitatul meu de astăzi, domnul profesor dr. Eugen Târcoveanu, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Bună dimineața, domnule profesor doctor, mulțumesc din nou că sunteți alături de noi. Să rămână cu drag. Domn profesor, e o plăcere și o onoare pentru mine de fiecare dată să vă am ca invitat în platoul Bezdei Live. Așa cum discutam înainte de a începe această emisiune de sănătate, și ne cerem scuze că am întârziat puțin pentru că sunt pregătiri în oraș pentru ziua de 1 decembrie, e aglomerat, ne-am dori să discutăm despre aceste afecțiuni ale colecistului, pentru că trebuie să recunosc și în rândul cunoștințelor mele, foarte multe persoane le auzi: mă doare colecistul, am făcut un ecograf și am pietre la colecist. Și starea lor chiar nu e una tocmai bună. Ce reprezintă aceste probleme, litiaza biliară? Discuția este binevenită, mai ales că urmează sărbătorile de iarnă, în care se fac abuzuri alimentare și un purtător de calcul este expus apariției unor complicații, pentru că și la noi litiaza vesiculară este o boală din ce în ce mai frecventă. Dar de ce, domnule profesor doctor, din ce în ce mai Este regimul frecvent? alimentar. Da. Adică aici sunt factori care țin, care nu se pot modifica. Un soi de predispoziții genetice, să-i spunem. Am Dar înțeles. cei mai mulți factori sunt factori evitabili, cum spunem noi. Da? Așa. Adică abuzul de alimente grase, un regim de viață dezordonat. Există un prototip, un tablou pilot, un tablou, un robot, tablou Da, robot da. al bolnavului, a bolnavii, că de obicei e bolnavă, cu litiază Sunt mai vesiculară. multe femei din ce Da, observăm, da. nu? Dar ca să vă dați seama așa ca idee, deci în Statele Unite Da. sunt diagnosticați 25 de milioane de bolnavi cu litiază vesiculară. Da? Ce înseamnă asta ca și Înseamnă foarte mult. procentaj? Ca procentaj înseamnă cam 20% de populația de o anumită Wow. vârstă. Că și litiază este frecventă după o anumită vârstă. Așa, la noi în țară sunt cam 10-12%, da, incidența. Dar și asta este variabilă în funcție de zonă. Spre exemplu, în Ardeal e mai frecventă ca Moldova. De ce mănâncă Etia. mai multă slăninuță Da. cu pălincă? Da. Noi eram, pe vremuri, eram geloși pe ei, că ei veneau la congresele noastre de chirurgie cu mii de cazuri și noi nu adunam decât 200, 300 pe A, deci acolo. moldovenii sunt mai Da. precauți, E, nu? Mănâncă mai acum multă și la mămăligă. noi este frecvent. Și la noi este Devine frecvent. din ce în ce mai frecvent. Deci se practică cam 3,5 milioane colecistectomii. Deci vedeți că nu Am toate înțeles. se operează, fie că nu vor bolnavi, fie că n-au făcut complicații. De ce? Pentru că sunt și cazuri în care litiaza este mută din punct de vedere clinic, dar există. Ce Da? înseamnă această litiază? Ca să înțeleagă și urmăritorii Această noștri. litiază este dată de prezența unor calculi în Da. vezicula biliară. Da? Vedeți că toată regiunea asta, cum ați denumit-o dumneavoastră, hepatobiliopancreatică, Da. este intercorelată. Adică o piatră, cum spuneți dumneavoastră, în vezicula biliară poate să afecteze pancreasul, căile biliare, ficatul, în timp. Bun. Da. Deci mai multe organe sunt Da, afectate da. din cauza Deci au acestor răsuni, calculi, da, care sunt, acestor de pietre. fapt, niște boli benigne, benigne, Da. benigne, nu, da? Deci nu ar trebui să ne gândim că, ferească Dumnezeu, ni se poate trage sfârșitul de la o litiază Litiază. Se biliară. poate întâmpla.
Aici vreau să ajung. Se poate întâmpla. Când se agravează, unde se poate ajunge? Da. Spre exemplu, am spus că majoritatea cazurilor sunt după o anumită vârstă. Da. Deci cu cât înaintăm în vârstă, procentul ăla de 12% se dublează. Știți? Adică după ce vârstă, domnule profesor doctor? Deci, după 40? 45. După 45 și cu cât înaintăm, cu atât se mai adaugă niște cifre. Uh-huh. Știți? Așa. Ei, la vârsta asta, bolnavii au mai multe boli. Da. Sunt unii care au diabet zaharat. Da. Ei, dacă ei fac o complicație, riscul de mortalitate există. Da? Am înțeles. Deci 0,1-0,2% este mortalitatea după intervențiile pe colecist. Da. Deci există. Prin ce se moare? Prin colecistită acută. Așa. Care cum se manifestă? Care este zgomotoasă. Așa. Adică are semne care obligă bolnavul să vină în spital. Da? De el trebuie să vină mai repede, știți? Aici e problema. Da, da, știți că cei mai mulți stau până când nu mai pot. Da. Da, asta e concepția poporului român. Da. El vine la spital când trebuie să stea în pat. Da. Noțiunea de spital e legată de pat, știți? Da. Dar pentru asta trebuie să treacă printr-o lungă perioadă de istorie a litiazei. Am înțeles. Știți? Și dacă vorbeam de portretul robot, în general se spune, dar nu este obligatoriu. Da. Da? Și oameni tineri ca dumneavoastră și supli poate să fac litiază. Și operăm din ce în ce mai frecvent litiază la tineri. Deci, unde este mai frecvent? La doamne. Uh-huh. Deci este un female, femeie. Da. Da? Forti, care are 40 de ani sau peste 40 de ani. Da? Uh-huh. Feti, care are obezitate. Da? Aha. Și fertility, care are mulți copii. Deci, bun. Tare mi-aș dori să mi le explicați așa pe fiecare în parte. Da? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Da. Doamnele au și metabolismul colesterolului puțin diferit. Deci, în general, da, așa. În factorii aia care nu-i putem modifica, este și o predispoziție în metabolismul grăsimilor, da. În sensul că se produce o mai mare cantitate de colesterol, iar colesterolul stă în bilă. Bila este lichidă, da? Da. Acolo sunt mai multe componente, printre care colesterol, săluri biliare, mucus, tot felul de cristale, da? Da. Și când proporția dintre ele este cea normală, adică între limitele, ea este lichidă. Da. În momentul în care am o stază biliară, ce înseamnă stază? Nu se mai golește bine vezicula biliară. Din elemente anatomice. Este o vezicule mai întoarsă, mai... Da, poate o chestie este o psihopatie cu care te-ai născut. Da? Bila stagnează mai mult în vezicula biliară. Da. Și atunci se precipită cristalele de colesterol, se fac nuclee cum sunt cele de zăpadă, da? Care cresc și ajung să facă calcul în timp. Am înțeles. Da. Deci asta e femeia, da? Bun. Fetii. Dacă e gras, înseamnă că are o tulburare metabolică importantă. Da? Okay. Fertility, deci sarcina. Bun. De ce afectează femeia care a născut? Sau are mai care are mai mulți copii. Mai multe naște. Da? Da. Pentru că însăși sarcina lenevește căile biliare și dă și anumite fenomene, să zicem, de compresiune, de evacuare. Am înțeles. Da? Deci fiecare sarcină... Nu poate. Fiecare, dacă am 4, 3, 5 copii. Dar asta nu e regulă, adică factorii ăștia nu se întâlnesc la toți bolnavi. V-am spus că sunt și cazuri în care vegetarieni, spre exemplu, da? Care au și ei aceleași probleme. Ei, calculele ăștia sunt total diferiți. Da. Adică sunt calcule de colesterol care sunt calcule aceia frumoși, strălucitori, care când îi scoși, îi pui la gât, ca pietrele prețioase. Ce frumos vorbiți de acești calcule. Calcule de colesterol. Atât de dureroși. Da. Dar sunt și calculi, spre exemplu, sunt calculi pigmentari care se întâlnesc în anumite zone ale globului, da? Da. Mai mult în Asia, în America de Sud. Și pigmentari de ce diferă brun. Aceștia? Au Pentru pigmenți? Că au pigmenți, da. Așa. Au pigmenți în ei. Și mai este o grupă de calculi care se cheamă calculii metabolici. Sunt bolnavi care au siclemie, anemie și se hemolizează globulele roșii și precipită Și favorizează apariția. Mai roșiatici? Îți mai închiși la culoare. Am înțeles. Da. Ce chestie. Da, sunt. În general, calculii sunt mixti. Putem avea un singur calcul, putem avea mai mulți calculi. Mm-hmm. Deci ei cresc în timp.
Faptul că sunt mai mulți și ocupă un singur apartament, vezicula biliară, ei devin fațetați. Da? Așa. Pericolul mai mare este la calcule mici. Aici vreau să ajung, că de obicei te gândești dacă am un calcul mai mare, el se blochează și acolo se produce durerea. Da. Și da. De ce sunt cei mai mici periculoși? Da, aveți dreptate cu cel mare. Deci calculul cel mare nu poate fi evacuat prin canalul cistic care are câțiva milimetri ca să ajungă în coledoc.